Așadar, am ajuns la ultima lecție, ultima oră pe care o avem. I've missed out perhaps half a dozen passages in the life of Abraham because we have no time. Da, datorită faptului că nu avem atât de mult timp, am sărit anumite părți din viața lui Avram. But I wanted to get to the conclusion, to the climax. Dar vrem să ne apropiem așa de sfârșit, în topul vieții sale. So two readings. Deci o să citim din două locuri. If somebody could read Genesis 21:1-7. Și dacă pentru început cineva ar citi din Geneza 21:1-7. Cineva care să citească. Somebody read Genesis chapter 22:1-19. That's in the Bible. Da, și acum tot din Biblie, da, merită specificat cineva, altcineva să citească de la 22, de la 1 până la 19, da? I just call this the ultimate test. The am numit aceste pasaje ultimul test sau testul final al lui Avram. God's promise was fulfilled. Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul său pe care l-a avut. A son was born to Abraham and Sarah. Și anume un fiu s-a născut în familia Sarei și a lui Avram. He didn't come too early and he didn't come too late. He was on time. Și acest fiu a venit exact în timpul pe care Dumnezeu l-a rânduit, nici mai devreme, nici mai târziu. Look at chapter 21 verses 1 and 2. Haideți să privim împreună la capitolul 21, primele două versete. To show that it really was the fulfillment of what God had said in Genesis 12. Și privind la aceste versete vom vedea că făgăduința lui Dumnezeu din capitolul 12 a fost împlinită conform planului lui Dumnezeu. It says in verse 1, now the Lord was gracious to Sarah as he had said. Și spune în versetul 1 că Domnul a fost plin de har sau Domnul a împlinit față de Sara ceea ce făgăduise, ceea ce îi făgăduise. And it says the Lord did for Sarah what he had promised. Într-adevăr, Domnul a făcut, a adus la îndeplinire planul pe care l-a avut cu Sara și ceea ce îi făgăduise ei. And then in verse 2, Sarah became pregnant and bore a son to Abram in his old age at the very time God had promised him. Sara a rămas însărcinată, a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. When God makes a promise, atunci Dumnezeu face o promisiune, întotdeauna, dar întotdeauna Dumnezeu o duce la îndeplinire. But it will be in his time, not our time. Dar acest lucru se va întâmpla nu atunci când vom dori noi, ci atunci când este timpul potrivit din perspectiva lui Dumnezeu. So, Isaac's birth was a miracle of God's grace. Așa că nașterea, venirea pe lume a lui Isaac a fost o minune din partea lui Dumnezeu. But it was also a demonstration of God's power. Dar de asemenea, Dumnezeu și-a demonstrat puterea sa prin făptuirea acestei minuni. And you can imagine he brought great joy to his mom and dad. Și vă puteți imagina bucuria care a fost adusă în familie odată cu nașterea acestui bebeluș. I mean, they had waited 30 years for him to be born. La urma urmei, părinții aceștia au așteptat aproape 30 de ani pentru ca acest copil să se nască în familia lor. Și este un timp destul de îndelungat. So he was very special. Vedeți, acest copil era foarte deosebit. But not just because he was a child of promise. Dar acest lucru îl făcea nu numai faptul că era un copil promis, but because all the promises of God to Abraham were wrapped up in this little boy. Și ceea ce făcea ca acest copil să fie deosebit era faptul că toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram erau în jurul, se legau de acest devenirea pe lume acestui copilaș. Atât de special, atât de deosebit, atât de deosebită era venirea pe lume acestui copil. Now, when you read through the life of Abraham, când citim despre viața lui Avram, there were many tests and many trials.
Au fost multe încercări, multe teste. But the greatest test and the greatest trial is about to take place. Dar cel mai mare test, cea mai mare încercare care avea să vină în viața lui Avram, tocmai urma. And tocmai urma să vină. Notice. Și it was in his old age. Și băgați bine de seamă că acest test s-a întâmplat atunci când Avram era înaintat în vârstă. Some people think as we get older there will be less trouble, less difficulty. Și unii oameni cred că în timp ce îmbătrânesc, testele sau încercările din partea lui Dumnezeu vor fi așa, se vor diminua. That's not always the case. Dar vreau să vă spun că nu întotdeauna se întâmplă așa. Some of the greatest saints who have ever lived have had to face their greatest tests and trials when they were old. Unii dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu care au trăit pe pământ au avut parte de mari încercări din partea lui Dumnezeu tocmai la o vârstă înaintată. I know that you know the narrative. Și eu știu că voi știți despre această întâmplare. I want to look at it in three different ways. Și vreau să privim împreună la această întâmplare în trei ipostaze diferite. The first one is this. Și primul lucru este următorul. The responsiveness of Abraham. Răspunsul din partea lui Avram. Our faith is not really tested. Credința noastră nu este atât de mult testată. Until we are asked to do the impossible. Până atunci când ne este cerut să facem imposibilul. The unthinkable. Ceva la care nici măcar nu ne putem gândi. And if ever anything looked unbearable, unreasonable, unthinkable and impossible, it was this request God made of Abraham. Și dacă îi se părea lui Avram ceva mai greu de cerut sau ceva imposibil de făcut, tocmai acest lucru Dumnezeu îl cere lui Avram. They had waited 30 years for this boy. Cu alte cuvinte, ei au așteptat 30 de ani ca Domnul să le aducă acest bebeluș în familia lor. And they have him for a few years. Și s-au bucurat de acest copilaș pentru o durată de câțiva ani. And it looks as if God's about to take everything away from Abraham and Sarah that they had lived for. Și se pare că acum Dumnezeu va lua tot ceea ce această familie Avram și Isaac au sperat. All that they'd lived for, all that they'd prayed for, all that they'd hoped for, it looks as if God's going to take it all away. Se pare că tot ceea ce acești oameni s-au rugat, au sperat și au făcut nădejde, se pare că Domnul le va lua acest lucru. So, there's a couple of things to consider here. Așa că vrem să privim câteva lucruri aici. First of all, the origin of this test, of this trial. Prima dată să privim la originea acestui test, acestei încercări. Chapter 22 and verse 1 tells us. Capitolul 22 cu 1 ne spune. That it was God who spoke. Ni se spune că Dumnezeu a vorbit. It was God who said to Abraham. Și Dumnezeu i s-a adresat lui Avram. That's one and verse 2. În versetul 1 și versetul 2 din 22. To take his son and offer him as a sacrifice. Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă pe fiul său ca o jertfă. Now, I've been around long enough to know. I have been around long enough. Am fost în preajmă destul de mult ca să realizez that sometimes Christians can do the craziest things. Ca să realizez faptul că creștinii, copiii lui Dumnezeu, sunt capabili să facă cele mai deosebite, cele mai neobișnuite lucruri. And when you challenge them about what they're doing or what they've done, și atunci când le arunci o provocare, they would say, the Lord told me to do. Ei vor spune, știi, Domnul mi-a cerut să fac acest lucru. But it was nothing of the kind. Dar nu a fost cazul. It was our own crazy idea. Ci a fost doar o idee nebunească din partea lor. I've heard about people who got on a plane and went to Australia because God had told them if they did that they would find a wife there.
Și am întâlnit oameni care s-au suit în avion, s-au dus în Australia și au procedat așa pentru că spuneau ei, Domnul m-a trimis acolo să-mi găsesc o nevastă. A fost o idee bună, dar i-a spus Dumnezeu vreodată aceste lucruri? Sau a fost doar așa imaginația lor așa? Dar ceea ce se întâmplă aici Dumnezeu însăși i s-a adresat lui Avram și el a știut acest lucru. Nu a fost așa o idee nebunească care i-a venit în mintea lui Avram. Biblia este foarte clară în această privință. Avrame, procedează așa, fă așa. Și însăși Dumnezeu i-a vorbit, i-a cerut acest lucru. Deci nu uitați, originea acestui test a fost Dumnezeu, a venit din partea lui Dumnezeu. Un al doilea lucru este ascultarea lui Avram pentru acest test. When God told Abraham to do it, Abraham's response was immediate. Vedeți, atunci când Dumnezeu i-a adresat această cerere lui Avram, răspunsul lui Avram a fost imediat, a fost prompt. It says in verses 3-5. Și ni se spune în versetele 3 la 5. Early the next morning, Abraham got and saddled his donkey and he took with him two of his servants and his son Isaac and away they went. Mi se spune în 3, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său și a plecat. No delay, nu nicio întârziere, no discussion, nu a fost acolo nicio discuție, no argument, nu a fost niciun argument, nici, no doubting, și n-a fost nici măcar o îndoială. His instant obedience is very impressive. Răspunsul lui prompt, ascultarea lui promptă de Dumnezeu a fost extraordinară. And I want you to look at his faith. Și acum vrem să privim puțin la credința lui. Verse 4. În versetul 4. On the third day, Abraham looked up and he saw the place in the distance. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. And he said to his servants, verse 5. Și în versetul 5, Avram a zis slugilor sale, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo. We will worship. Noi ne vom închina. And then we will come back. Și apoi noi ne vom întoarce la voi. That's faith. Acest lucru este credință. I mean, God's asking him to sacrifice his son. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-l aducă pe fiul său ca jertfă. He's ready to obey right to the letter of the law. El este gata să asculte până la ultima literă. When he gets to the place, he tells the servants, we will go and worship God and we will return. Not I will return, we will return. Dar atunci când ajunge la locul unde urma să fie adusă jertfa, Avram spune slugilor, noi ne vom duce să ne închinăm și tot noi, deci nu numai eu, deci nu numai Avram, noi ne întoarcem înapoi. Now, înțelegeți că Avram era un tată. And this was his son. Și acesta era fiul său care urma să-l aducă ca jertfă. I'm a father, I have a son. Și eu sunt tată și eu am un fiu. His heart must have been breaking. Și probabil că inima lui era sfărâmată, era făcută țândă. But he responded with obedience. Dar Avram, răspunsul său a fost plin de ascultare. And he's prepared to trust God and leave the consequences with God. Și a dorit din toată inima să urmeze ceea ce Dumnezeu i-a cerut și să lase consecințele ascultării în mâna lui Dumnezeu. Și gândea așa cu propria lui minte că dacă va fi nevoie, Dumnezeu însuși îl va învia din morți pe Avram, pe Isaac.
De ce? Pentru că toate promisiunile care i-au fost adresate lui Avram din partea lui Dumnezeu erau centralizate în acest fiu al lui Isaac. And you'll see that truth in Hebrews 11. Și putem să înțelegem acest lucru privind în Evrei 11, versetele 17 la 19. În inima lui, el a renunțat deja la fiul său Isaac, aducându-l ca jertfă. Și a crezut, a fost încredințat pe deplin că dacă va fi nevoie, Dumnezeu îl va învia pe fiul său din morți ca să-și ducă la îndeplinire promisiunile făcute. Noi cunoaștem ceea ce s-a întâmplat în viitor datorită faptului că putem să citim cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedeți, Dumnezeu nu a dorit să-i spună dinainte ceea ce se va întâmpla lui Avram. Ce a vrut Dumnezeu? Dumnezeu îl dorea pe Avram. Și acest lucru, prin acest test, era singura modalitate de a-l avea în totalitate pe Avram. Și nu numai pe Avram, dar tot ceea ce făcea parte din Avram. Și era singura modalitate prin care Dumnezeu putea să-l aibă în totalitate pe Avram de partea lui. Deci am putut să vedem răspunsul pe care Avram l-a dat. Al doilea lucru a fost binevoința din partea lui Isaac sau dăruirea lui, răspunsul pozitiv al lui Isaac. When you read the chapter, Abraham's willingness is there for all to see. Atunci când citim acest capitol, vedem faptul că Avram a răspuns pozitiv la cererea care i-a fost adresată. But we mustn't miss noticing Isaac's willingness. Dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că și fiul său Isaac a răspuns pozitiv la această cerere. Haideți să ne imaginăm această scenă. Îl vedem pe tatăl și pe fiul său. Părăsesc casa lor împreună cu câteva slugi și se îndreaptă spre muntele Moria. When they get there, the father and the son leave the servants. Și atunci când ajung la destinație, tatăl și fiul îi părăsesc, îi lasă deoparte pe slujitori. Și călătoresc, urcă muntele spre locul unde jertfa va avea loc. Acest loc, acest munte Moria, urma în viitor să fie un loc deosebit. Because I think I'm correct in saying that it was near this place that another son would also go carrying wood on his shoulder. Pentru că nu greșesc, cred că nu greșesc dacă spun că în același loc un alt fiu căra lemn pe umerii săi. On which his life would be sacrificed for the sins of the world. Căra o bucată de lemn pe care urmea să moară și să plătească păcatele lumii. Și putem să observăm paralela care este făcută între Isaac pe de o parte și Domnul Iisus. Două lucruri și aici. Isaac speaking to his father. Isaac vorbește, se adresează tatălui său. The drama unfolds as they reach the mountain. Și drama crește în timp ce ei urcă muntele. Isaac is carrying the wood. Isaac cară lemnele pentru jertfă. And his mind is working over time. Și mintea lui continuă să se gândească, să pună ițele cap la cap. As he walks in fellowship with his father. Și face acest lucru în timp ce continuă să urce și să comunice cu tatăl său. Versetele 7 și 8. He speaks up and he says to his father Abraham, Father? Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, i-a zis, Tată?
Yes, my son. Ce este, fiule? The fire and wood are here, but where is the lamb for the burnt offering? Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? And Abraham answers, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însăși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. And the two of them went on together. Și au mers amândoi împreună. When they reached the spot, Abraham builds the altar and arranges the wood. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. And they're doing this in fellowship with each other. Și au făcut toate aceste lucruri în părtășie unii cu alții, Avram pe de o parte și fiul său Isaac. Here's the second point. Al doilea punct. Isaac submitting to his father. Isaac se supune tatălui său. There's no mention of protest as Abraham binds Isaac like a lamb to the altar, verse 9. Nu ne, în versetul 9 nu ne este relatat faptul că Isaac s-ar fi zbătut, s-ar fi luptat cu tatăl său și nu, să nu permită tatălui său să-l aducă jertfă. And there's this willingness in Isaac to submit to his father's will. Și vedem că Isaac s-a supus în totalitate voinței tatălui său. Just like reading the Gospels. E ca și cum am citit Evanghelia. With the son and the father. Referitor la fiul și la tatăl. As Calvary draws near. Așa când, când privim la Calvar, la ceea ce s-a întâmplat la Calvar. The drama here in chapter 22 intensifies as the knife is raised once Isaac is on the altar. Și continuă, drama continuă când, deci drama continuă la punctul culminant atunci când tatăl ridică cuțitul asupra fiului. But at the last minute, the Lord intervenes in verses 11 and 12. Dar în versetele 11 și 12, în momentul culminant, Dumnezeu își face apariția, Dumnezeu intervine. The angel of the Lord calls out to him from heaven, Abraham, Abraham! Atunci îngerul Domnului i-a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame! Here I am, he replied. Iată-mă, a răspuns el. Do not lay a hand on the boy. Să nu mâna pe băiat. Do not do anything to și să nu-i faci nimic. Now I know that you fear God. Căci știu acum că te tem de Dumnezeu. Because you have not withheld from me your son, întrucât, your only son. Întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. I repeat. Repet acest lucru. God never wanted Isaac. Dumnezeu nu l-a vrut niciodată pe Isaac ca jertfă. God wanted Abraham. Și ceea ce unde vrea Dumnezeu să ajungă era să-l aibă pe Avram. And what you've got here is a total surrender of Abraham. Și ceea ce putem observa aici este o totală punere la dispoziție a lui Avram pentru Dumnezeu. Now, we're almost finished. Aproape am terminat. Let me just be a little bit practical. Și aș dori ca acum să fiu puțin practic. Total surrender as distinct from partial surrender. Vedeți, o dăruire totală este diferită de o dăruire parțială. Is normally reduced to one thing in our life. Și totul se reduce de obicei la un singur lucru în viața noastră. One precious thing. Un lucru care este foarte, foarte prețios. In Abraham's life, în viața lui Avram, în viața lui Avram, lucrul cel mai prețios pentru el era fiul său Isaac. So I ask you a question. Așa că îți pun întrebarea acum. And I ask myself a question. Și de asemenea îmi pun și mie însumi o întrebare. What is your Isaac? Care este Isaacul tău? Sau care este lucrul cel mai prețuit de tine? What is my Isaac? Care este Isaacul meu? What is the precious thing that we need to give to God as evidence that we are totally his? Care este lucrul cel mai prețuit de noi pe care trebuie să îl dăm, să îl oferim lui Dumnezeu ca dovada a dăruirii totale din partea noastră pentru Dumnezeu? S-ar putea să fie un lucru total diferit unii față de alții. For some people, their interest in sport. Pentru unii oameni, pentru unii tineri, s-ar putea să fie vorba de un sport. S-ar putea ca un anumit sport să fie lucrul cel mai prețios pentru ei.
pentru alți tineri sau oameni s-ar putea să fie vorba despre cariera lor. Some people, it's a relationship. Pentru alții s-ar putea să fie vorba despre o relație. God wanted Abraham. Vedeți, Dumnezeu simplu l-a dorit pe Avram. Not Isaac. Dumnezeu nu l-a dorit pe Isaac. And it took all this to make it a reality. Sorry? It took all this to make it a reality. Și a avut și toate aceste lucruri, toată această întâmplare a avut ca să scoată în evidență realitatea acestui lucru. It's a foreshadowing of Calvary, of course. Și bineînțeles, toată această întâmplare stă în umbra Calvarului sau scoate în evidență ceea ce s-a întâmplat la Calvar. But the major difference is that the Father didn't spare his one and only son at Calvary. The major difference. Dar diferența majoră aici is that the Father did not spare his one and only son. Cum? Okay. Dar okay, yes. Yeah. Dar diferența care s-a diferența care este între acest capitol și ceea ce s-a întâmplat la Calvar este faptul că Dumnezeu nu l-a cruțat acolo pe Fiul Său. Ultimul lucru. Am privit răspunsul din partea lui Avram, binevoința din partea lui Isaac, și apoi ultimul lucru este credincioșia din partea lui Dumnezeu. Abraham had met God's requirements fully. Vedeți, Avram a răspuns totalitate cerinței din partea lui Dumnezeu. Once he's done that, și odată ce a înfăptuit acest lucru, lifts up his eyes, și a ridicat ochii, and he sees a ram caught by its horns. Și a putut să vadă acolo un animal prins în niște... În versetul 13. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Așa că la sfârșitul zilei, Dumnezeu a fost acela care s-a îngrijit de jertfă și nu Avram. Vedeți, mesajul care a fost până acum a fost faptul că Dumnezeu se îngrijește. Și Dumnezeu întotdeauna se îngrijește. În concluzie, încă două lucruri minore aici. Primul lucru este acesta. De ce era nevoie de jertfe în Vechiul Testament? De ce a fost nevoie de sacrificiu, de vărsare de sânge? Și singurul motiv este datorită faptului că noi am păcătuit, omul este păcătos și datorită sfințeniei lui Dumnezeu. And the whole of the Old Testament sacrificial system. Și întreg sistemul de sacrificiu din Vechiul Testament, which came later in Moses' day, care prinde contur mai târziu în viața lui, în timpul vieții lui Moise, este o dovadă a acestui lucru. The word spoken by Abraham to Isaac in verse 8 here was, my son God will provide the lamb for a burnt offering. În versetul 8 spune că Avram i-a spus, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. And we read in verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. Și în versetul 14, Avram a pus locul lui acelui anumele Domnul va purta de grijă. Așa că călătorim, privim în viitor peste secole. În 33, în anul 33 după Hristos. Și privim la scena, la ceea ce s-a întâmplat la Calvar. How were the promises confirmed? Cum au fost confirmate aceste promisiuni, aceste juruințe? They were confirmed by an oath, verses 15 through to 19. By an oath, a promise. Și aceste promisiuni au fost confirmate de însuși Dumnezeu. And when you look at what God said to Abraham in Genesis 12. Și atunci când privim înapoi să vedem ceea ce Dumnezeu a promis lui Avram că va face în capitolul 12. In the fullness of the times, it all came together. Întotdeauna
Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul său la timpul potrivit. And Romans 8 and 32 becomes history. Romani 8 cu 32 a devenit istorie. He who spared not his own son but delivered him up for us all, how will he not also along with him freely give us all things? Can I read it? Romans 8, 32. Ok. Deci Romani 8 cu 32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Este un verset extraordinar. So the way forward for all of us as children of Abraham is to trust and obey. Așa că noi, ca și copii ai lui Avram, ca și urmași al lui Avram, singura noastră oportunitate este să ne încredem în totalitate în promisiunile lui Dumnezeu. And as we do, we will prove this wonderful truth for ourselves. Și odată ce facem așa, vom dovedi faptul că Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt. The Lord will provide. De ce? Pentru că Domnul va purta de grijă. Haidem să ne rugăm. Thank you for the word of God. Doamne, vrem să-ți mulțumim acum pentru cuvântul tău. We thank you for every promise that is in the book. Doamne, și îți mulțumim pentru toate promisiunile care sunt în această carte. And we thank you for this promise. Doamne, și îți mulțumim pentru această promisiune. The Lord will provide. Pentru că Domnul va purta de grijă. We thank you that you've provided a savior. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai oferit un salvator. Our great kinsman redeemer. Doamne, Regele Iisus Hristos care ne-a răscumpărat din păcat. Doamne, și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai promis că ne vei da toate lucrurile de care vom avea nevoie în Hristos. My God will supply all your needs. Doamne, Tu vei avea nevoie, Tu vei, te vei îngriji de toate nevoile mele. According to His riches and glory by Christ Jesus. Doamne, în conformitate cu bogăția harului Tău. Help us to believe it. Doamne, ajută-ne să credem acest lucru. Help us to prove. Doamne, și ajută-ne să-l dovedim, să dovedim că Te credem pe cuvânt. For Jesus' sake. Datorită Fiului Tău. Amen. Amin. Amen.